Astăzi, 16 februarie, Vlad German a împlinit 29 de ani. Tânărul actor a fost surprins de iubită, de Oana Moșneagu, și de prietenii la miezul nopții, dar și de un mesaj neașteptat venit din partea fostei lui iubite, din partea Cristinei Ciobănașu. Actrița a postat pe Instagram o imagine cu ea și Vlad German. Alături, ea a scris și un mesaj pentru fostul ei iubit. La mulți ani, Vlad German! Să ți se îndeplinească toate dorințele! Scuzați fața, atât s-a putut, virgulă, a scris vedeta pe Insta Story. Se știe că cei doi s-au iubit câțiva ani, însă anul trecut, în 2021, au anunțat separarea. Chiar dacă s-au despărțit, ei au rămas prieteni, sunt și colegi în mai multe proiecte de televiziune. Iubita lui, alături de doi buni prieteni, i-au făcut o surpriză lui Vlad German de ziua lui. L-au sărbat cu tort chiar la miezul nopții. Așa am comutat pe frecvența 29, în boxeri, dansând cu Oana și surprins la zero fix de prietenii mei care au dat buzna și au început să trezească tot blocul cântând mulți ani trăiască. M-am blocat, am înlemnit și am început să plâng de fericire. Nu doar că ei mi-au fost alături din prima secundă când am avut nevoie de afecțiune și de înțelegere, dar ei sunt cei alături de care am legat o prietenie strânsă, greu de rupt. Vă iubesc enorm și nu sunt niște vorbe scrise ca să zic că lumea au, ce drăguți, chiar asta simt. Simt iubire. Hai, să vă trăiesc. Virgulă, a scris Vlad German pe contul de Instagram. Recent s-a aflat cum a reacționat Cristina Ciobănașu când a aflat că Vlad German se iubește cu Oana Moșneagu. Chiar Vlad German i-a spus Cristinei că se iubește cu Oana Moșneagu, colega lor din serialul A de la Virgulă Rifuzat pe ProTV. Aceasta s-a bucurat că fostul iubit are o nouă relație. Cum să reacționeze? Ea a fost prima căreia i-am spus despre relația dintre mine și Oana, mi s-a părut fair, fiind și contextul că lucram în același serial. S-a bucurat, adică chiar s-a bucurat, m-a luat în brațe și mi-a zis că se bucură pentru mine. O mi-a întrebat cum sunt, dacă sunt ok, virgulă, a spus Vlad German la Cultour, virgulă, conform Spinews.ro. Eu i-am spus că nu aș vrea să intrăm în detalii. Că nu vreau să-i povestesc despre relația cu Oana, cum nici eu nu vreau să știu prea multe despre relația ei, virgulă, a mai spus Vlad German.